Dragilor, facem un Skype cu Anatol Basarab, care se află la Oradea. Suntem la datorie pentru că vrem să facem această perioadă mai ușoară, mai utilă, mai plăcută. E o perioadă care are și beneficii, are și foarte multe lucruri care ne pun față în față cu noi. Tocmai de aceea, pentru că izolarea asta ne produce, nu știu, ziua, noaptea, fiecare cum e, mai multe probleme decât ne așteptam, ne-am gândit să intitulăm acest episod, nu chiar epoca însingurării, dar noua boală, singurătatea, pentru că era de fapt, cred că de foarte mult timp, vorba despre așa ceva, dar nu ne-am dat noi seama cât de însingurați suntem. Statisticile care arată cât de mulți oameni locuiesc singuri în casă, aplicațiile care se tot dezvoltă pentru dating, pentru că oamenii nu se mai pot, hai să spunem, întâlni unii cu alții în mod natural. Așadar, într-un fel sau altul, cu epoca asta în singurări începuse de mult. Și pentru că am recitit o postare a lui Anatol, de fapt era un articol întreg pe blog despre era vărsătorului, care arăta diferențele dintre cum s-a operat când eram eu cu mine și noua eră din 2000, care suntem în doi, adică eu cu tine, care e un simbol, de fapt o metaforă de a fi împreună într-un fel sau altul, o nouă paradigmă în care trebuie să ne dezvoltăm. Hai să ne întoarcem puțin, Anatol, bine ai venit pe Skype. Îmi pare rău că nu te pot vedea live. Bine te-am găsit. Ești la tine acasă? Da. Cum e acasă? Foarte bine. E vorba. Păi e bine că ești cu familia, izolarea cu familia. Dintotdeauna se spunea că cel mai bine este acasă. Românii noștri au demonstrat asta încă o dată, că cel mai bine este acasă. Pentru că este acasă un spațiu emoțional al tău. Casa proprie poate fi o cetate, casa proprie poți fi castelul iubirii. Casa proprie, spațiu propriu poate să fie acel spațiu energetic în care omul se simte cel mai bine, adică are senzația de siguranță și protecție. Ce vreau să te întreb, când ai scris articolul acela, să ne întoarcem puțin înapoi, pentru că nimeni nu putea să prevadă totuși felul în care ne vom trezi la această realitate a însingurării, pentru că a fi singur e o treabă, însingurarea e o altă treabă. Adică noi acum ne confruntăm nu neapărat cu singurătatea, pentru că această izolare este atât de dificilă pentru că ne pune față în față cu noi înșine, adică cu probleme la care nu am vrut să ne uităm mult timp. De fapt, asta cred că e cel mai greu de înfruntat în această perioadă. Adevărat, sunt două feluri de singurătăți sau izolări, să le spunem așa. Una pe care o alegem noi din motive de creștere, din motive tocmai de a avea timp de a sta cu tine însuți, adică eu cu mine, și singurătatea asta este binevenită atunci când este alesă conștient. Adică plecăm pe un vârf de munte și stăm acolo 3 zile, o săptămână, fiecare cât și-o ales, ca un fel de pustnicie, ca un fel de moment de reculegere, de întâlnire cu tine însuți. Și este a doua. Prima este totdeauna percepută pozitiv, dorită. Omul face eforturi speciale, adică uite, trebuie să plece la munte, își pregătește rucsacul, cortul, pleacă ca să se întâlnească cu el însuși. Și asta se întâmplă numai atunci când este o liniște interioară, nu ești buruiat de telefoane, de televizoare și alte surse informaționale, de cele mai multe ori virusate informaționale. Și omul cumva este, el merge către asta conștient. Este a doua formă de, a doua formă de singurătate, aceea care nu ne-o dorim, dar vine peste noi. Fie că ne-a părăsit cineva și am rămas singur, fie că am ajuns într-o situație și într-un context în care pur și simplu nu am pe nimeni altcineva, deși aș fi dorit, și forma asta a noastră care este acum impusă. Asta este totdeauna este percepută, spunem așa, neplăcut, pentru că cei mai mari mulți oameni se tem să întâlnească cu ei înșiși, sunt plictisiți de ei înșiși și suportă singurătatea asta extrem de greu, ca pe formă de stres.
Apropo, destul de dureros la nivel psihic și psihofizic perceput, pentru că este bombardat în timpul ăsta, deși omul este singur în casă. Îmi și dau seama câți tineri astăzi sunt, băieți, fete, care stau singuri, izolați la domiciliu, că s-au autoizolat, că s-a impus izolarea, sau pentru că mai ales mai sunt poate și în carantină, ce știu eu, de felul ăsta, tot singuri, și percepe asta destul de greu, pentru că în jurul tău percepi în toate sursele informaționale mai mult așa un fel de haos și informații contradictorii. Medicii, unii spun una, alții spun altceva, de multe ori se bate cap în cap. Câteodată informațiile suprapun, câteodată se încalecă așa una peste alta și omul nu mai înțelege și lumea trăiește. Anatol, eu am căutat, ca și ceilalți care folosim încă foarte mult din rețelele online, o comunitate de interes, o comunitate de a fi mai informată, de a fi mai aproape de oameni care au gândire constructivă în această perioadă, care au dorința de a veni cu soluții practice pentru diverse probleme, pentru că acum ne confruntăm cumva de acasă cu aceleași probleme cu care ne confruntam și înainte, educația copiilor, cum vor continua ei, nu știu cum să zic, să nu-și piardă antrenamentul de a citi, de a învăța. Bineînțeles că profesorii nu sunt pregătiți pentru a lucra toți online cu toate vârstele, cu toate grupele, e aproape imposibil. Nu toată lumea are calculatoare, programe instalate, știi ce spun, adică nu se poate continua pentru toată lumea la fel. Însă revin obsesiv așa puțin la articolul tău. De ce? Pentru că vreau să ne gândim puțin mai adânc de toate problemele astea care totuși au cauze adânci și care mai de mult ne frământau, dar tot ca o pisică, așa știi, le-am tot îngropat, le-am tot îndepărtat, le-am tot anulat să ne gândim la ele. Și tu, ca numerolog, poți foarte bine să punctezi caracteristicile momentului, ca să zic așa, pentru că în fiecare an, de câte ori am avut un interviu cu tine, ai menționat pe ce cale ne vor veni problemele. Au fost ani de inundații, ani de secete. Acum, iată, pe calea aerului ne-a venit această lecție de viață, această epidemie, care, dacă vedem oportunitatea din ea, dacă vedem pacea care o poate aduce, ne instalăm așa un program de safe și ne instalăm mental cu ce putem opera în această perioadă, ceea ce cred că este esențial, adică să pornim cu ABC-ul și în această perioadă, ABC-ul supraviețuirii în singurătate. Așa. Luana, lucrurile sunt mult, mult mai complicate. Sunt, să spunem așa, de scară sau de nivel global. Presupun în interiorul lor o serie întreagă de subansamble, subsisteme, care la urmă sunt, ce în cele din urmă sunt ghidate sau controlate sau dirijate de un suprasistem. Și este o temă atât de importantă și atât de vastă încât, nu știu cum să spun, nu este accesibilă, chiar depășește majoritatea populației. Majoritatea populației a oricărei țări, nu numai României, este, spunem așa, populația în sine este mediocră. Adică ei toată ziua, bună ziua, sunt preocupați de probleme existențiale bazale. Adică facem ceva toată ziua, toată luna, tot anul, an de an, la rând, ca să avem ceva, papa, ceva de băut, ceva siguranță și protecție. Statul, într-o formă mai mare, în diferite state, mai mare sau mai mică, te ajută sau îți încurcă să dobândești acea protecție, siguranță, hrană, alimentație, un acoperiș deasupra capului, depinde și ce se întâmplă în diferite faze istorice în acele state. Deci noi astăzi ne ocupăm în continuare de același lucru. Adică ce? Observăm.
Trăim într-o perioadă de timp răspunsul la care se găsește total în trecut. Cu toții, nu o singură dată, am fost avertizați de sute de ori prin tot felul de canale și prin gura tot felul de oameni de știință, politici, mari, nu oricare, care cu ani de zile în urmă tot ne preîntâmpinau și tot ne anunțau tot felul de lucruri. De regulă se întâmplă cum? Apare un om de știință, un rege, un ce știu, undeva, un mare politician, un mare om de știință, publică un articol despre ceva, lumea, pentru că nu au ajuns în acea perioadă de timp și nu pot vedea atât de departe în timp, adică în 2, 3, 4 ani, ei fiind preocupați de lucrurile prezentului, conștiința lor vede ceva în trecut, vede ceva în viitor, dar nu atât de departe. Adică cercul conștiinței este îngust. Fac legături între ceva ce s-a întâmplat un an în urmă, jumate de an, ce se întâmplă în prezent și posibil se întâmplă într-un viitor oricare pentru a supraviețui singur, adică la propriu, fiecare persoană. Sunt acele articole câteodată, ce știu eu, cu comentarii al unor politicieni, au apărut, s-a scris despre ceva și după care acel articol nu se mai publică sau nu se mai reactualizează sau nimeni despre el nu mai vorbește. De regulă, acele articole le scriu niște oameni care au o conștiință mai largă și pot vedea în 5, în 10 ani înainte. Adică pot vedea chiar aproape că trăiesc, aproape că văd cum lucrurile se întâmplă. Dacă am luat toată presa, de internet, de unde informații, o să vedem că în trecutul nostru și 5 ani în urmă și 10 ani în urmă cineva ne-a spus cu lux de amănunte ce o să se întâmple și cum o să se întâmple. Dar că oamenii atunci nu puteau fi atât de în departe prevăzători. Așa, asta se ocupă, asta fac lumea și asta. Ce se întâmplă în realitate? În realitate, tot ce ne se întâmplă, inclusiv și epidemia respectivă, are legături în trecut. Mai mult ca atât, tot ce se manifestă astăzi în prezent are legătură cu altceva. Totul este conectat și interdependent, dar absolut tot. Trăim cu toții în lumea respectivă ca într-o școală, astfel. Orice eveniment, plăcut sau neplăcut, pentru oricare dintre noi sau pentru toți deodată, reprezintă o lecție. Noi, în general, am venit aici pe lumea respectivă ca să ne transformăm pe noi, să ne schimbăm pe noi. Și schimbarea respectivă este lecția sau sarcina fiecărui om. Sarcina mea este de a mă schimba pe mine, ca să mă ridic la alt nivel evolutiv, pe mine însumi. A-i schimba pe alții este o prostie. Fiecare are sarcina asta. Eu n-am nicio datorie de a-i schimba pe alții și, în general, dacă o să încerci să faci asta, de cele multe ori o să-ți o iei. Adică poți face asta numai când omul vine și întreabă. După ce întreabă, păi dar eu n-am știut că așa, de ce nu mi-ai spus mai înainte? Păi nu m-ai întrebat mai înainte, acum m-ai întrebat, înseamnă că acum s-o copt acel nivel de reacțiune și conștiința ta la care poți pune întrebarea respectivă, prin urmare vei primi răspunsul. Nu există răspunsuri proaste, există întrebări proaste. Uite, oamenii nu și-au pus fel de fel de întrebări până acum. Dar acum viața îi pune într-o situație, pentru că am trecut de la 1900, unde care, în perioada de timp în care trebuie să se accentueze, să se dezvolte personalitatea, eu-ul, eu cu eu, numai eu duc lumea, eu fac ceva, eu. Asta e diviza lui 1. Am trecut la 2. Am avut 10 ani de adaptare. 2000-2010. De la 2010 până la 2020 am avut perioada de adaptare, încă o perioadă, spunem așa, de adaptare, dar adaptare emoțională, adică trebuie să se apară nu modificări mentale, ideologice, ca și până în 2010, ci adaptări emoționale. N-am făcut nimic nici acolo. Și acum am ajuns în 2020. Din 2020 până în 2030 vom fi nevoiți să ne adaptăm fizic, concret. Nu mai contează ce ai viziune sau filosofia aia asupra vieții, nu mai contează cum simți tu realitatea sau uniunea ta cu universul sau cu verticala, adică cu cerurile sau cu pământurile, așa, te vei adapta fizic, adică e impus. Lucrul ăsta are două fațete, pentru că noi nu trebuie să uităm că tot timpul ne aflăm în interacțiunea yin-yang, adică luminii cu întunericului. În perioada 2000-2000
undeva 2040, până vom depăși forma fizică, lupta asta va fi foarte acerbă între ceea ce se numește bătălia dintre lumină și ceruri. Și la bătălia respectivă, dacă extindem subiectul, atunci pierdem pe spectatori, pentru că aici deja sunt implicate, am putea să spunem, cerurile și pământul. Noi am venit să ne modificăm în lumea respectivă pentru a trece la un alt cer, la un alt nivel de evoluție. Dar noi ce facem? Cu ce ne-am ocupat? Noi ne-am dezvoltat numai pe orizontală. Uitați-vă, ce ar fi acum dacă ar veni Hristos a doua oară? O zice, ce ați făcut, bă, băieți? V-am dat cu 2000 de ani în urmă, iar procesul de schimbul de paradigmă, sarcinile noi, ca într-un joc de calculator, se întâmplă odată la 2000 de ani. Uite, trecută ăștia 2000 de ani, spre spune că vine Hristos și ne întreabă, bă, băieți, eu v-am dat atunci cândva o sarcină, adică v-am dat un program evolutiv, fiecare ce trebuie să faceți și ce nu-i bine să faceți niciodată. În timpul ăsta voia să văd 2000 de ani de zile de evoluție. În același timp au venit alți oameni și au modificat paradigmele astea încet, încet, ca să nu ne lese pe noi să evoluăm către ceruri, ca să ne schimbăm pe noi, să ne dezvoltăm supracapacități umane. Au spus, de ce trebuie ție telepatie? E de aici telefonul. De ce trebuie ție să mulgi, de exemplu, vaca? Că atunci este o interacțiune între viu și viu. Uite, îți dăm un aparat care mulge vaca singur. De ce trebuie ție să îți dezvolți capacități de vizionar? Când, uite, îți dăm televizorul, te uiți acolo și îți arată ce se întâmplă oriunde altul lume. De ce trebuie ție să călătorești, nu știu cum. Și încet, încet ne-am dus în dezvoltarea cui? Lumii material-fizice. Adică ce am făcut? Am dezvoltat tehnologiile care ne-au preluat abilitățile și capacitățile de a gândi. Telefoanele, televizoarele devin din ce în ce mai subțiri și mai deștepti, iar noi devenim din ce în ce mai grași și mai proști. Adică, practic, acest consum exagerat, pentru că, de fapt, evoluția lumii cu toate aceste tehnologii nu trebuie să o privim neapărat în aspectul ei negativ, pentru că a deschis și porți extraordinare de comunicare și dezvoltare. Însă eu cred că oamenii au consumat în exces și au devenit adictivi. Ideea este și dorința nemăsurată de confort, neîmpărțirea corectă, cu măsură, cu proporție a acestor cuceriri ale tehnologiei, tehnicii și tot ce umanitatea a putut să creeze în aceste milenii. Ne s-a spus de la bun început, puteți face orice, toate vouă vă sunt date, dar și încercați-le pe toate, studiați-le pe toate, faceți de toate, dar nu rămâneți sclavii lor. Lumea este guvernată de simboluri și cifre, și nu atât de cifre cât de raporturile lor. Prin urmare, tragem concluzia, da, putem să avem și lucrurile astea, dar noi să le folosim pe ele și să le adaptăm nu ele pe noi. Între timp, noi am ajuns sclavi telefoanelor, televizoarelor, mașinilor. Și dacă luăm și privim cu omul, o să vedem cu parte, cea mai mare parte din bani pe care el îi dobândește în cursul vieții, adică depune energie, sunt pentru a avea tot felul de elemente tehnologice, adică care leagă pe om de pământ, îl privește, îl obligă să se privească în jos. Cu cât mai bogat ești, cu atâta vrei o tehnologie mai puternică, un avion privat, nu știu de care, un iahtă, nu știu de care, o mașină și mai scumpă, tot așa mai departe. Dar energia asta trebuia îndreptată spre a te înălța. Noi am coborât din punctul de vedere atât de mult, încât la un moment dat tehnologia o să intre în rezonanță cu ceea ce se numește omul. Uite, exemplu, există pe de o parte omul, pe de altă parte fenomenele al naturii sau societății umane. Când ele ajung să dobândească un anumit nivel, adică egal, apare fenomenul de rezonanță. Când tehnica, pur și simplu motoarele, tehnica fizică, cu ardere internă, o ajung să aibă același nivel dezvoltare ca omul, pornit al doilea război mondial, războiul mașinăriilor. De aceea este recunoscut al doilea război ca cea mai mare bătălie a tehnicii care s-au dat, a tancurilor, asta s-a memorat în zona Rostov. Acum, când tehnologia electronică ajunge la același nivel de vibrație cu a conștiinței umane, atunci se produce un alt tip de război, un alt salt, care tocmai îl întâlnim și îl vedem acum. Unii trebuie să moară, spunem așa, sau să dispară ca sistem. Moartea nu înseamnă moartea fizică, dar ei vor face tot posibilul
ca să arunce civilizația umană într-un alt nivel al jocului, în cu tot o altă direcție, nu în direcția în care ar fi trebuit să fie. Tocmai din cauza asta cei mai bogați oameni ai lumii, cei mai mari banchieri, cei mai mari oameni care au cei mai mulți bani, ei ar trebui să fie maximum de fericiți și ei tocmai sunt cei mai nefericiți oameni. Din nefericirea lor se produce ceea ce se produce. De fapt, astăzi asistăm cu toți, noi suntem niște, spunem așa, piese de teatru, niște elemente, se produce o bătălie între oricare elită globală, care cunoaște mecanismele de ghidare și dirijare globală, nestructurată, adică n-au pentru asta armată, n-au pentru asta ministere, n-au pentru asta nimic, au doar informații, cunoaștere, aproape că până la nivel de magie informație, și bani. Atât. Noi avem tot restul, adică avem și putere, avem și duh, avem și suflet, avem și corp fizic, avem și cunoaștere. Dar pentru că nu știm să le folosim toate astea, pentru că încet ne-au învățat să nu gândim, nu știm să le folosim. Și uite, se produce o bătălie între elita globală și în așa între numita elita diferitelor țări, care încă nu a intrat în gașca globaliștilor, spunem așa, dar aceștia încearcă să-i atragă. Și pentru ca să-i atragă, se produce ceea ce se produce. O bătălie între elita diferitelor țări, cum ar fi elita Chinei, și elita globală. Că la un moment dat, elita Chinei începe să le încurce elitei globale de a-și implementa planurile lor de viitor. Adică crearea din globul pământesc a unui lagăr de concentrare digitalizat în care fiecare om este, nu spunem așa, conectat la o rețea. În viitor, dacă așa vor merge lucrurile, vom trăi în rețea. Fiecare își va alege rețeaua. De exemplu, ești conectată la Facebook. Deci acolo tu vei trăi. De acolo va fi sistemul tău de dating. De acolo îți vei alege partenerii. Acolo vei plăti și lumina și toate restul. Pentru că vor fi globale, nu vei plăti la o firmă românească, ci la o firmă globală. Acolo vei face asigurare de sănătate. Acolo vei avea cardul tău pe unde vei primi niște bani digitali. Și dacă fiecare comportament al tău, inclusiv și în rețea, va fi cumva perturbat, imediat sistemul digital sau, spunem așa, inteligența artificială te va pedepsi. Fie la bani aia digitali sau când vei ajunge la magazin și vei vrea să cumperi, nu știu, bere. Că telefonul îți va spune, nu aveți voie la bere, dumneavoastră aveți tensiune acutare, în sângele dumneavoastră se află următoarele elemente, berea vă este interzisă. Dar dacă totuși o cumpărați și vă îmbolnăviți în următoarele 3 săptămâni de orice sau în următorul an, sistemul de asigurare globală nu o să vă plătească ce? Medicația sau terapiile. Și găsi ce o să faci. Uite, către asta tinde ceea ce se numește doiul. Când spunem să fim toți împreună, da, e foarte bine, să fim uniți, să fim toți, să fim la un loc. Dar către ce? Spre ce? Hai să ne unim ca să ce? Ca să facem lucruri drăcovești în continuare mai și pe interesul celor dintr-o zonă sau să unim toți împreună ca să fim țări separate, cu tradiții, cu conectarea la strămoșii noștri, cu conectarea la ideologia noastră, la tradiții, la puterile noastre sufletești și cele care ne le oferă zona în care trăim. Pentru că, uite, acum, de exemplu, ați văzut, realitatea ne arată că omul nu poate fi desprins de locul în care s-a născut. Era bine afară, dar totuși când se întâmplă ceva, e mai bine să vii, chiar dacă mori, dar în propria țară. Ne arată realitatea. Păi da, acum revenind în zilele noastre, pentru că foarte multă lume vrea să înțeleagă ce poate să facă cu această însingurare și singurătate actuală. Dar adică e clar că pentru înțelegerea și decriptarea acestor planuri, care sunt planurile despre care și eu cred că vom fi contemporani cu ele, adică nu sunt chiar atât de îndepărtate. Pentru că și dacă ne-ar fi spus cineva acum un an, nu zic mai departe, vezi că la anul pe vremea asta nu o să mai puteți călători. Hai să fim serioși, când tocmai își luase avânt, deci turismul era, fai de mine, deci nici puteai să mai trăiești fără gândul că peste 2 săptămâni pleci undeva și uite că acum putem trăi, adică putem. Domnule, oamenii au trăit cu totul ce n-avem noi, pur și simplu 50-60 de ani în urmă au trăit cu toate care astăzi le avem. Au trăit fără ele și au trăit destul de bine și erau mai simpatici
erau mai curați sufletește, mai creativi, erau mai întregi ca suflet și ca minte. Dar apropo și la trup. Adică nu existau atâtea boli cât există astăzi. Pe de o parte, odată ce tehnologia se dezvoltă de orice fel, ar trebui ca asta să ne ușureze nouă viața, să ne ofere mai mult timp liber. Dimpotrivă, noi observăm că cu cât se dezvoltă tehnologia, telefonul, de exemplu, sau orice, cu atâta mai mult timp, nu avem. Mai puțin timp da. Avem. Nu avem timp. Pentru că tehnologia ne fură timpul, ne leagă de ea și în loc să privim la ceruri, noi privim cu ochii într-un telefon. În loc să privim unii la alții, să vedem ce face un om, cum face, să învăț de la el ceva, noi privim într-un telefon și căutăm tot felul de definiții pe tot felul de Wikipedia sau Google sau ceva. În felul respectiv, creierul nostru se mută acolo. Nu trebuie să știi nimic, că e totul la o distanță de deget, adică dai și îți pune o definiție a panicii, de exemplu. Ai citit-o sau ai făcut copy-paste, ai dat-o undeva pe Facebook, ai comentat acolo și ai părut foarte deștept. În secundele următoare, memoria de scurtă durată, uită lucrurile astea pentru că tu n-ai depus niciun efort ca să înțelegi ce e aia panică și definiția, adică să o iei, să o macini, să o rumești, să înțelegi ce înseamnă panica până la urmă. Ce impact poți să aibă ea, să faci analogii legate de propria ta viață, să te gândești oare tu în trecut cândva ai fost în stare de panică, cam cum ai trăit-o? Nu, am citit, am dat copy-paste, am spus mai departe. Vezi cum se mută creierul nostru în altă zonă. Adică asta nu poate rămâne fără urmări, pentru că la un moment dat noi coborâm, adică ne coboară din ce în ce mult în jos, tehnologia urcă și când ajung la același nivel se produce fenomenul de rezonanță. În fenomenul de rezonanță, o undă trebuie să o distrugă pe alta. Ori se amplifică reciproc, ori una o distruge pe alta. Care o distruge? Cea care este mai puternică și mai stabilă. Omul nu este atât de stabil. Adică el ba are o emoție, ba are alta. Și din punctul ăsta de vedere, unda, spunem așa, al electronicii, că noi trăim într-o era electronică acum, am trăit cândva într-o altă era, a fost altă civilizație. Dați seama, noi nici măcar nu ne putem da seama astăzi cam ce simțeau și ce trăiau oamenii în același tip de corp acum 100 de ani în urmă. Ce trăiau, ce simțeau, cum relaționau. Habar nu avem. Nouă ne se pare că de când e lumea, oamenii au trăit, au simțit și au avut aceleași abilități. Dar realitatea ne arată că acum, în 1912, 1100, oamenii opereau cu cifre mari în cap. Acum noi nu știm să facem 47 minus 23 fără calculator. Oamenii operau cu lucrurile astea în cap, puteau scoate area pătratului, în cap făceau lucrurile astea. De aia și nu putem să ne explicăm cum oameni cu patru clase au construit uzine, fabrici, hidrocentrale, termocentrale de care noi astăzi ne folosim și astăzi suntem cei cu două facultăți unii dintre noi și nu ne percepem ce se întâmplă în jurul nostru și nici nu putem reproduce ceea ce alții fără niciun fel de facultate cândva au construit cetăți, au construit temple, au construit clădiri de care noi astăzi ne folosim. Uitați, banca, cecul, cine l-a făcut? Oameni cu facultăți cumva? Muncitori care aveau liceul terminat da, și totuși i-au reușit. Da, este evident că tot ce spui tu raportat la... În trecut, evident, dacă ne uităm, vedem toate aceste lucruri foarte clar. Dar practic vorbim ce putem face acum. Adică hai să zicem că și conștientizăm, realizăm aceste lucruri. Putem face singuri, adică poate face cineva un demers personal. Adică uite, eu cu mine, nu știu... Ce să fac? Mă duc în spatele blocului și îmi fac o mică grădină, cultiv fasole, ce să fac? Uite, nu acum, acum, nu că acum trebuie să stați liniștit da. Acasă. Dar hai să zic ca idee. Dar ce... realitate, și cum ne păstrăm ca idee, psihicul într-o formă constructivă? Păi haideți că atunci înseamnă să vă plec. În prezent nu trebuie să faceți nimic decât să stați acasă. Așa, pentru că e deja prea târziu să faceți ceva. A fost timp să faceți, a fost timp să gândiți, a fost timp să luați măsuri și noi am luat măsuri ca stat și ca societate umană exact opus. Adică țara ne și-au vândut bucăți ca pieticul de pământ din jurul căsii sau care l-au mai avut așa, așa am vândut animalele și am început să ne hrănim numai din Carrefour sau din alte. Dacă ăștia toți la un loc, multinaționale sau sistemele astea, ar spune gata, m-am supărat pe România și nu mai vreau să vând, uite, plec, nu mai vreau, o să am niște pierderi, dacă ei sunt globaliști, lor, cât pierde în România, câștigă în altă parte.
ce facem atunci? Ai văzut cât de tare am ajuns să fim dependenți de niște sisteme, spunem așa, suprasistemice? Pentru că aia un PIB mai mare ca România. Mai departe, i-am interzis pe vremea, cândva în trecut, i-am interzis oamenilor să aibă acele chioșculețe din jurul blocului. I-am eliminat pe toți. Ei, și acum, dacă se închid sistemele mari, cine poate prelua funcția lor? Nu avem, pentru că noi pe noștri mici vânzători la scara blocului i-am distrus, pentru că nu era etic, nu era estetic, de parcă acum fără ele este mai estetic și mai estetic. Bun, acum îți spune că trebuie să mergi numai la cumpărături, numai în zona în care te afli. Păi da, în zona în care te afli aproape nu mai rămas nimic decât farmacii, cazinouri, bănci de alimentație ceva, în care să vândă țăranul român în care să vândă produse românești, nu mai sunt. Și asta ne dă de înțeles că ce? Că după ce va trece, va trebui să începem să ne facem propria agricultură ca să nu depindem de cei mari, pentru că atunci când depindem, inimă ori dicta și condiții psihologice, ce știu eu acolo, sociale, legi, reguli, în favoarea lor, evident, nu în favoarea noastră. Apoi cine mai arată realitatea asta? Realitatea ne arată că ce? Că dacă sistemul cade, atunci noi ce putem face? Uite, cade sistemul. Noi cum supraviețuim? Viața ne arată că ce? Că va trebui să învățăm să relaționăm altfel unii cu alții, să avem familii temeinice, trainice, să nu trăim individualist, ci să trăim așa mai la comun, adică mai la comun. Înțelegi? Uite, bunica, bunielul, tata, mama, copilul, alții, suntem așa ca o familie uniți, treci mult mai ușor. Chiar dacă îți întâmplă ceva și caz la pat, în jurul tău sunt 5, 4, 6 oameni. Au cine să, cumva să te ajute. Dar dacă ești singur acasă, tânăr sau în vârstă, se întâmplă ceva. Cine ți ia măcar tensiunea? Cine să aduce o pastilă? Cu cine poți vorbi să te sfătui? Dacă cade și internetul brusc, atunci ce s-a întâmplat? Atunci gradul de spunem așa, de afecțiuni și tulburări psihice va fi enorm, pentru că unii oameni sunt atât de dependenți și mai ales copii de telefon, calculator, atât de mult, e ca un drog, încât vor intra în sevraj. Și atunci uitați-vă, oamenii ne arată încă ce realitatea asta. Realitatea ne arată că a venit timpul să trecem poate la alt nivel, dar în favoarea noastră, adică, uite, copiii acum nu se duc la școală, foarte bine nu se duc la școală, dar unele țări deja fac ce? Sistem educațional hibrid. Adică oamenii o să învețe de aici să stăi acasă copilul, să stăi acasă, pe lângă mama, pe lângă tata. Să primească educație de la mama, de la tata, acea iubire și căldură pe care mama și tata nu mai poate să-i o dăie. Și să învețe de pe calculator. Iar odată pe lună merge la un trunirist, un colocviu undeva, unde dau niște oricare examen și o să apară metode de învățare hibrid, care vor fi mult mai eficiente, mult mai puternice. De ce? Pentru că uite așa cum ești acolo în studio, în spatele tău, pe pânza aia verde, putem să-i arătăm copilului și vrem noi, orice animăluț de sus în jos, el singur se poate duce și se poate uita de la copită, cu ochelarii 3D, până la nu și poate studia animalul respectiv. Poți să-i arăți microbul, poți să-i arăți un virus, poți să-i arăți orice. El poate înțelege. Numai că programele astea de calculator vor trebui făcute în așa fel încât el să fie cum atractivi, prietenoase și plăcute. Pentru că dacă copilului ceva nu-i place, nu va tinde să învețe. Cum și de obicei se întâmplă așa. Dacă nu-ți place de profesorul de franceză, nu mai înveți franceză. Nu-ți place de profesoara de chimie, nu mai înveți chimie. Ei, aici nu vei avea treabă cu așa ceva, ci putem structura acele cursuri sau acele mecanisme în așa fel încât ele ușor să ajungă subconștientul omului. Dar oamenii care sunt singuri și n-au copii, care sunt foarte, foarte mulți și care sunt media de vârstă, eu știu, 35-45 de exemplu, adică femei singure, bărbați singuri. Da. Toți cei care lucrau în corporații sau lucrează încă, pentru că sunt multe meserii care practic nici nu le-au schimbat prea mult viața. Cei care erau în fața calculatorului acum tot cam la fel sunt, doar că, hai să zic, nu mai pot merge la sală, știi? Înainte mergeau la sală. Dar izolarea lor, practic banii pentru care munceau
să îi stingă în vacanțe, în distracții, în aventuri, sporturi extreme sau mai știu eu ce, acum nu mai se pot Da. realiza o vreme. Așa. Ce pot să înțeleagă ei că au de făcut în această perioadă ca să treacă la următorul nivel? Să înțeleagă că nu e suficient să înțelegi ca să treci la următorul nivel. Că eu pot să înțeleg, ca la pe calculator, pot să înțeleg regulile jocului și pot să înțeleg foarte bine, dar trebuie să și joc ca să trec la următorul nivel. Adică nu e suficient să înțeleg. Adică ei trebuie să înțeleagă, adică viața, m-a spus, viața este o școală, o facultate, o universitate, pe nivele și fiecare este în clasa întâia, clasa a doua, toți au ceva de învățat. Suntem toți într-o universitate. Ei trebuie doar să înțeleagă atât, că viziunea lor asupra valorilor, asupra realității în care trăim, a fost falsă. Dacă era corectă, chiar și în momentul de față nu sufereau. Pentru că ai fi știut că niciodată nu ești singur, tot timpul ești înconjurat de strămoșii tăi, tot timpul ești înconjurat de cineva, trebuie doar cu ei să poți comunica, trebuie să atragi forța lor asupra ta, trebuie să-i chemi. Ei, toate lucrurile astea, idealiste, nu le acceptă, pentru că au fost educați și suntem încă educați de un sistem absolut materialist. Punem accent pe știință. Știința este ceva foarte nou, are acum 100-200 de ani. Noi am trăit mii de ani fără știința asta materialistă, ci am trăit cu ezotericul, altă știință. Știință cu atot cuprinzătoare. Cuprinde și lumea materială, cuprinde și lumea nevăzută. Noi ne-am desprins de lumea nevăzută, de strămoșii noștri. Nu mai știm să-i cinstim, nu mai știm să le atragem puterea, nu mai știm să-i hrănim pe ei, că ei să ne poată pe noi ocroti. Nu mai știm nimic, există doar orizontala. Doar orizontala, adică lumea materială. Facem bani ca să-i cheltuim tot aici în lumea materială. Nu pentru creșterea sufletului, ci pentru a mai pune ceva pe noi, a doua piele, care să ne arate că suntem mai bogați, mai prosperi. Uite, realitatea de astăzi ne arată că unii vor suferi, alții vor suferi mai puțin. Deci ce se întâmplă? Suferă de fiecare dată mai puțin acei care au mai multă dreptate, care nu au dreptate, suferă. Oriunde și la orice antrenament la sală te duci, dacă tragi de fiarele alea așa cum nu este corect, vei suferi mai târziu. Dacă tragi de ele așa cum este corect, în poziția corectă, cu coloana așezată, atunci nu vei suferi, ci vei dobândi. Prin urmare, în momentul de față, unii suferă, alții nu suferă. Suferă acei care nu au dreptate. Cât de tare suferă, cât de multă nedreptate au, atâta suferi, înseamnă că atâta e greșit. Suferi atâta, înseamnă că atâta greșești. Ia gândiți-vă, până acum accentul cădea pe bani. Ce relații? Fetele erau aproape masculinizate, bărbații erau aproape feminizați. Ce să faci cu asta? Y-ul de la cromozomul masculin, codița aia se scade din ce în ce mai puțin. De ce? Pentru că bărbații devine mai scurtă. Știința spune asta, oficial, materialistă, dar ea spune asta. Că bărbatul are din ce în ce mai puțin de transmis următoarei generații. Adică nu mai este bărbat. Societatea îl încurcă să devină bărbat. Nu se poate manifesta ca un bărbat. Nu poți face lucrurile în stil bărbătesc. Dar dacă ne uităm în dicționarul feminin, femeiește, cum este? Ca femeile, în felul femeilor, nu se spune oarecum. Cum e anume asta? Dacă ne uităm în dicționarul românesc, bărbătește, la cuvântul bărbătește, să zicem, bărbătește, serios, cu tenacitate, cu... femeiește, ca femeile în felul femeilor. Cum e asta anume? Uite, așa am trăit toți. În stilul ăsta lui Doi, adică femeiește, cumva, oarecum, cumva o să fie. Ei, când ne întâlnim cu realitatea verticală, iar verticala este masculină, atunci ne dăm seama că nu merge femeiește, nu merge oarecum, nu merge oarecum, așa în felul femeilor. Și trebuie trăit după o anumită regulă, legii verticală, a axii Y, a valorilor nemuritoare, neschimbătoare, indiferent de politica care vine la putere, indiferent de politicienii care vin la putere, indiferent de paradigmele noastre materiale sau nu știu ce. Omul rămâne conectat la verticală, la axa nemuritoare, veșnică, neschimbătoare. Și pe axa respectivă, când încerci să faci lucrurile bărbătește, ca bărbații, cu hotărâre, cu durzenie, cu tenacitate. Vine cineva și te oprește, a, păi că ești naționalist, a, păi că ești extremist, a, păi că ești nu știu cum. Și atunci toți bărbații și politicienii tuturor țărilor se potolesc așa, devin feminine și ce fac feminine? Ascultă de oricare verticală. Numai că pe acea verticală, în loc să se urcă, nu cei care... nu strămoșii noștri, nu și știu eu acolo zeii noștri care cândva au fost în chip uman și au ajuns acolo, nu arhanghelul Mihail sau cineva,
ce se urcă niște băieți cu niște bani, anulându-i pe ea, nu există niciun fel de Dumnezeu, Dumnezeul vostru sunt eu, pe mine dacă mă supărați o să vedeți că viața voastră se ce? Complică. Și uite acum, aveți Domnul lumii materiale. S-a complicat viața. De ce? Pentru că l-a supărat pe Domnul Dumnezeul vostru. Bam. Acum, că nu mai avem decât vreo 10, 12, 15 minute, hai să zic, hai să facem din aceste minute un ghid practic de supraviețuire a oamenilor singuri, cu lucruri care se pot aplica acum, întrucât am vorbit de concepte, de lucruri, de lucruri adânci, care, sigur, odată auzite, nu te poți preface că nu le-ai mai auzit. Asta e foarte important. Dar nu. Corect. Hai să se explică. Atunci, și pentru te folosim aceste 15 minute, lăsăm, nu știu ce, profunzim sau înălțim metodologii globale. Da, eu sau mă gândesc, uite, ce faci tu? Tu ești un om care nu ești singur, dar cu siguranță ai prieteni, clienți. Eu am stat singur cu mine 40 de zile și am și postit în același timp. Și n-am nici nebunit, nici nu m-au afectat stările emoționale. Trebuie să înțelegem, uite, pentru telespectator, ce se întâmplă? Avem de a face o idee, ideea în sine. Ideea se numește virus. Virusul respectiv nu îi afectează, după cum vedem, pe toți. Da. Nu pe toți deodată. Noi ce trebuie să facem? Să stăm acasă ca să nu permitem extinderea rapidă a acelui virus, ca să nu aglomerăm spitalele, atâta-i tot. Dar dacă vom sta așa până când treptat ne vom îmbolnăvi pe toți și medicina din 4 vă salva 12, 2 nu vă putea salva și nu știu ce, nu-i baie. Adică chiar dacă cândva o să ajungem toți acolo la spital, e important să ajungem pe rând. De-aia trebuie să stăm acasă. Ca să nu aglomerăm, că atunci când aglomerăm, pățim ca undeva în altă țară. Trebuie să facem triere dură, adică să hotărâm, un om să hotărească care trăiește și locuie, nu-i dă masca sau ventilația. Deci este virusul, pur și simplu. Dacă o stăm bine și o să ne gândim, o să vezi că virusul ăsta nu ne afectează pe toți la fel. Și unii chiar se vindecă, înțelegi cum? Dar există pe lângă el, în mod special creat, un virus psihologic, care poartă aceeași denumire. Virusul ăsta este psihologic, este mai dăunător și afectează pe toată lumea decât virusul fizic, exact, să spunem. Exact. Ei, uite, virusul ăsta psihologic se încarcă în mod special, se reclamează. Uite, nu există niciun virus de pe fața Pământului de câte sute de ani și până acum căruia s-a făcut atât de multă reclamă. Deși au fost viruși care au fost mai dăunători decât ăsta și au luat mult mai multe vieți. Așa. Au luat mult mai multe vieți în aceleași perioadă de timp de când a apărut și coronavirus. Și spunem că va mai merge un an de zile și iarăși rezultatele vor fi mai mici decât altele care le-au dobândit. Bun, nu asta e problema. Problema este că virusul ăsta este să face o reclamă exagerată de către cine, de către oricine care poate. Cei de sus, să spunem așa, care stăpânesc inclusiv mai. De aici o să ajungeți la concluzia ce trebuie să faceți. Cei care stăpânesc procesul știu foarte bine, prin tot felul de analize care se pot face inclusiv pe Facebook, cerințele, temerile și dorințele, plăcerile, tendințele omenești. Și atunci, aruncă informația undeva în câmpul informațional. Nu contează imediat informația, nu contează cum, dar aruncă în câmpul informațional. Ideea asta este preluată în mod automat, fără discernământ. De cine? Iarăși, de oricine. De la radio, TV, ziare, site-uri, oameni, tot așa. Dar informația asta o preiau și fără să o discearnă, o aruncă și mai departe, adică de sus aruncă la niște puncte, punctele pe urmă ce fac? Răspândesc și ei mai departe. Da, e combinații de înluate câte ca. Dintr-o dată explodează. Așa, deci virusul psihologic se răspândește mult mai repede și ne atacă în fiecare zi mai des, din interior, lumea noastră afectiv-emoțională, felul de a gândi, decât virusul fizic. Acum, toată informația respectivă este preluată de oamenii instabili psihologic, sau mai corect spus, instabili emoțional. Ăștia sunt
cei care sunt instabili emoțional, știu ce se întâmplă, ce o să vă spun eu acum, uite, vă arăt fraților, hai să ne unim pe Facebook, asta e un genocid. Cum a pronunțat cuvântul genocid? Gata, toți s-au aprins. Au apărut alt val de instabili emoțional și ce fac? Răspândesc informația și mai departe, afectându-i psihologic pe alți oameni care la rândul lor iară stau pe acasă și devin, dacă nu erau, până atunci erau destul de rezistenți, acum devin instabili emoțional. Creăm, de fapt, uitați-vă, există câteva nivele de conștiință a oricărui om. Unul este supraviețuirea biologică. Majoritatea oamenilor trăiesc în conștiința asta, adică toată viața ei se ocupă de supraviețuirea biologică. Papa, caca, pipi, nu știu ce, acolo lucruri elementare, casă, protecție, siguranță, să nu mă ploaie, să nu mă... așa, să ducă casa la vale. Al doilea nivel, și chiar și copilul când se naște, el ne arată evoluția lui în mic, evoluția acelui în mare, cum se întâmplă în mare. Al doilea nivel, după ce copilul este sigur că nu este alarmat, nu are niciun fel de frică, el după asta începe să-și cucerească, să cunoască la o anumită vârstă lumea emoțională, cu cine, cum vorbim, când țipățăm. Și asta, emoțiile sunt procese energetice și reglatorii, adică ele ne energizează și reglează comportamentele noastre în dependență de starea energetică care ne oferă. Dar asta este mecanism teritorial, adică copilul învață cum să te descurci în teritoriu emoțional. După care apare altă perioadă de timp în care copilul începe să opereze cu ceea ce înseamnă timp, cu ceea ce înseamnă cuvânt, semantica, pragmatica, semiotica cuvântului, înțelegerea, cuvântarea în general. Când el e mic, el încă nu cuvântează, el scoate niște sunete, dar nu înțelege sensul profund al cuvintelor. Dar asta e foarte important, să înțelegem sensul profund al cuvintelor, pentru că din acele sensuri noi ne clădim viziunea asupra lumii. Dacă nu înțelegem cuvintele corect, uite, de exemplu, întreabă-l pe oricine ce e iubire și la fiecare om o să auză o prostie. Întreabă-l pe oricare dintre aceiași oameni ce înseamnă un măr și eu să-ți răspundă relativ la fel. Aproximativ la fel, ce este un măr, ce e iubire și fiecare nebun cu teoria lui, pentru că nu au o viziune corectă. Iar faptul cum înțelegi în cap însăși termenul de iubire, ce reprezintă el, ne creează o viziune asupra vieții. Și dacă viziunea asupra vieții este greșită, atunci vom gândi greșit, vom emoționaliza greșit, ne vom comporta greșit și vom culege rezultate greșite. Al patrulea nivel este morala deja și apartenența sexuală, ce sunt eu, băiețel sau fetiță, sunt mamă sau tată, sunt bărbat sau femeie, sunt amant sau amantă, adică apartenințele, jocurile. Abia aici începe la nivelul ăsta să dezvolte ceea ce înseamnă morala. Morala individuală sau morala colectivă. La unii domine morala individuală, la alții domine morala colectivă. Ca omul să nu poată sta acolo sus și să gândească la lucrurile astea și să nu se poată urca pe verticală, noi trebuie să-l coborâm cumva pe el în jos. Și atunci ce face? Atunci răspândim o informație la care oamenii nu se pricep, gen virus. Oamenii nu se pricep la foarte multe lucruri. Așa, și atunci răspândim informația. Când răspândim informația asta, noi trebuie să... omul începe să alarmeze. Alarmarea este o stare firească a omului. Alarmarea ne ajută să ne continuăm viața. De exemplu, îmi fac bagajele ca să plec pe munte și brusc mă alarmez. Dar dacă plouă? Atunci îmi iau și cu mine și o umbrelă. Dar dacă o să-mi fie sete? Atunci îmi pun două sticle de apă suplimentară. Vezi, asta, alarmarea, starea de alarmă, din grijorare, ne ajută să ne continuăm viața, să depășim tot felul de obstacole posibile sau probabile. Asta chiar ne dezvoltă inteligența. Dar alarma nu este suficientă și atunci trebuie să încărcăm virusul emoțional, să promovăm și mai puternic și omul ajunge la frică. Când o ajuns la frică, frica totdeauna este legată de trecut. Și vine cineva și spune, da, să vă aduceți aminte cum a fost ciuma. Acum vă dați ce o să fac? Să omurim toți. Nu putem să comparăm ce a fost cu ceea ce este, pentru că condițiile și psihice și sociale și oricare altceva nu sunt la fel. Mai mult de atât, o să murim de foame. Vedeți ce se întâmplă? Omul nu se teme atât de mult de virus și de consecințele lui, ci de foame. Și nu știu de ce, de altceva, de aia și cumpăr atât de multă hârtie de WC. A ajuns hârtia de WC un fel de etalon al siguranței. Da, am văzut că e iconic, e îngrozitor, da, simbolul acesta pentru ce se întâmplă, dar frica, așa e. Deci,
Frica este totdeauna legată de trecut. Alarma, starea de alarmă, este legată totdeauna de prezent. Nu pot să mă alarmez cu ceva în trecut sau nu-mi pot alarma cu ceva în viitor. Deci mă alarmez numai în fiecare moment al prezentului. Dar frica totdeauna este legată de trecut. Și atunci luăm un oarecare trecut, îl aducem într-o oarecare prezent și începem să se nepanicăm al treilea nivel. Când omul a intrat în panică, panica este legată, este un virus emoțional. Abia aici dăm de virusul emoțional sau psihologic. Virusul respectiv este legat totdeauna de viitor și omul începe să se teamă de viitor. Temându-se de viitor, el începe să arate ca și cum nu are încredere în creație, nu are încredere în creator, nu are încredere în el însuși. Începem de viitor, nu poți să te temi de moarte în trecut, te temi de moarte numai în viitor. Și încep să se teamă ei, de fapt, nu atât de mult de virus, ci de moarte. Dar de ce să tem de moarte? Când trecut oamenii se duceau pe câmpul de luptă la război și tocmai de aia ei reușeau să trăiască, pentru că reușeau să învingă frica față de moarte. Că altfel frica, panica îl blochează pe om, el nu mai știe ce face. Și în momentul când l-am adus pe om la nivelul ăsta de supraviețuire biologică, la subnivelul lui de panică, omul devine un zombie, cu el poți face orice. Iar în timpul ăsta, toate cele trei nivele mai de sus se anulează, ele nu mai funcționează și în timpul ăsta, în sistemul lui de morală, apartenență, timp, cuvânt, semantica cuvântului, emoții, teritorialitate și nu știu, acolo poți să introduci cu totul altfel de programe. Până când omul se află la nivel bazal, după ce omul începe să-și revine, el deja vine încărcat, ca și cum se trezește deodată și are în buzunare ceea ce înainte nu avea. Dar acum trebuie să trăiască cu asta. Ei, și uite, după ce chestia asta va trece, cineva spune cineva, ei, ați înțeles care e situația, acum trebuie să înțelegem situația, trebuie să trăim cu asta. Da, dar legile le-a modificat parcă numai pentru situația asta de criză. Nu, devine o constantă. Va trebui cu asta cumva să trăim. Va trebui să dezvoltăm sisteme de comunicare la distanță. Pentru că vedeți ce se întâmplă dacă comunicăm unul lângă altul, adică dacă suntem uniți. Nu, stați fiecare acasă și comunicăm la telefon. Facem sex prin telefon. Pentru asta trebuie să facem pentru alte oricum, emisiuni. Și pe urmă când va veni cineva și să spune, uite, ai o pereche de ochelari și poți face așa acolo, îi sunteți așa foarte realist. Voi stați acasă, să plutiți într-o realitate virtuală, nu trebuie să ieșiți pe stradă, tot de acolo o să-și munciți. Nu vă conectați unii cu alții, nu vă atingeți, nu faceți nimic, nici copii, pentru că se răspândește virusul și prin sex. Stați acasă, vreți sex, o să vedeți realitatea virtuală atât de autentică și poți să alegi partenera cum vrei tu, că în realitate așa nu se găsești niciodată. Apoi să avem și niște senzori care o să ne creeze niște emoții atât de reale sau niște stări fizice, niște spray-uri care o să le inhalăm și atunci să ne dăie niște stări atât de autentice încât o să încurcăm realitatea virtuală cu cea reală. N-aș vrea, să încheiem acest dialog lăsându-i pe oameni cu impresia că vremurile în care nu vom mai fi izolați și însingurați sunt foarte îndepărtate. Adică eu cred că toate lucrurile astea, deja exact cum ai spus, le-am văzut în filme trecute, le-am citit în cărți stil fantasy sau... Deci, păi ați văzut? Deja asta zic, am citit într-un fel sau altul în articole. Suntem din ce în ce mai pregătiți pentru lucrurile astea. Însă eu cred că foarte repede totuși ne vom putea îmbrățișa din nou și vom putea avea emisiuni live împreună, nu neapărat pe Skype, dar cu o altă viziune și exact cum ai spus mai devreme, având altceva în buzunare, știi? Adică să alergăm după altceva decât după ce am alergat până acum, de fapt. Ei, ideea este că vom trezi cu altceva în buzunare, numai că ceea ce în buzunare nu a fost pus decât noi, nu sunt ale noastre, cu ele va trebui cumva să trăim și în interesul altcuiva nostru. Ce trebuie să facă telespectatorul? Unul dintre lucrurile cele mai importante este să nu se panicheze. Stai acasă, dar nu te panica. Dacă știi că te panichezi datorită informațiilor de la televiziune sau ce știu, atunci închide televizorul. Ai timp mult să înveți o limbă străină, ai timp mult să-ți cunoști mai bine soțul, soția și copilul. Ai mai mult timp liber să stai pe gânduri, să te gândești, să analizezi propria ta viață, să vezi unde și când ai greșit, să înțelegi lucrurile astea profund ca în viitor
în sistemul tău de semnalizare, când te vei întâlni cu situație cât de cât asemănătoare, să te anunță, vezi că ai mai făcut și rezultatul a fost putare, nu mai fă asta. Avem suficient de mult timp ca să, nu știu, să ne facem ordine în hârtii, în tot felul de documente care avem acasă. Avem suficient de mult timp să ne uităm la seriale, uite, sunt atât de multe seriale. Pentru cei care atât de mult și-au dorit, dar n-au avut când să vadă serialul lui preferat. Uite, poți să stai scris la seriale. Ai o mulțime de activități dacă nu te temi să rămâi exact tu cu tine. Dacă te temi de tine însuți, atunci nu va trebui... Atunci nimeni nu are nicio datorie să te salveze și, apropo, nici nu poate, pentru că eu nu pot trăi în locul cuiva. Eu pot să-i dau oricare ghidaj sau oricare indicații, dar el va trebui să trăiască, el va trebui să lucreze cu asta, el va trebui să se modeleze pe el. Eu nu mă pot modela în locul lui și cosmic vorbind sau spiritual vorbind, nu este datoria noastră să-i salvăm pe alții. Fiecare se salvează pe el. Dacă vrea să se salveze, dar nu are informații, atunci se apeleze la informații. La tine, la cine cred ei că sunt mai autoritari sau mai precepuți în a le da oricare informații sau ghidaj. Dar până la urmă... intuiția, pentru că în această, hai zicem, izolare fizică, încep să revii la instinct. Adică încep să discerni tu cu propriul tău instinct către ce să te duci, ce mă inspiră mai mult, ce persoană, ce carte, ce autor, ce film, ce serial... Evident, adică nu totdeauna, vezi cum era înainte, îl întrebai tot timpul, la ce să mă uit diseară, ce carte să citesc, adică acum te duci la bibliotecă intuitiv, o să vezi ce ai tu prin casă acolo, un autor care ăla îți trebuie, un film, nu știu, îl cauți tu, adică uneori e foarte bine să fim și singuri și să ne ascultăm și să folosim în favoarea noastră, exact ca și cum ai spus tu, înainte mergeam în retreat-uri ca să fim singuri, acum iată, hai să privim chestia asta ca un retreat acasă. Retreat-urile pot fi în 10-12 persoane, în două, pot să fie într-unul singur, exact cum ai menționat la începutul întâlnirii noastre, că te-ai dus și ai stat 40 de zile și poate o să facem peste o vreme, să vedem cum merg lucrurile și ce nevoi mai apar între timp, un dialog și despre cum postim, cum respirăm, cum atunci când condițiile de izolare chiar sunt aprige, pentru că noi acum, din fericire, avem, slavă Domnului, provizie, acces în continuare la mâncare, ne vom ajuta într-un fel din ceea ce mai avem să fim hrăniți, ca să zic așa. Nu... Frica de foame. De foame nu veți muri. În lumea respectivă, doar prin depozite, există atâta mâncare cât ne ajunge ca toată planeta să nu stea acasă, să nu facă nimic și vom avea de mâncare cel puțin un an de zile și mâncare din belșug, adică suficient de multă mâncare. Așa, deci de foame nu vom muri în mod sigur, dar de incapacitate de a sta cu tine din cauza, spunem, deteriorării sistemului imunitar din cauza fricilor autoinduse sau cu ajutorul altuia sau a stresului, putem în modul cel mai real și fizic să ne îmbolnăvim, iar adică avem timp în perioada asta să stăm cu noi înșine, să ne ascultăm, să ne auzim mai bine, pentru că în toată îngălăgia socială în viața dinainte, de până acum, nu aveam când să te simți. N-ai de când să vorbești cu tine, să te asculți pe tine, ce-ți spune sufletul, ce-ți spune intuiția, ce-ți spune instinctul, ce-ți spune partea stângă a creierului și ce-ți spune partea dreaptă. Mergeai cumva așa înrolat într-un sistem, te duceai la muncă, veneai acasă, sâmbătă, duminică, niște lucruri absolut banale cumva, deja erau stereotipizate cumva. E uite, acum stai acasă și te gândești la altceva. Unii chiar se gândesc ce o să facă după ce o să se termine. Da, asta... Asta să-i lăsăm pe fiecare să viseze, că n-are rost să le mai dăm noi inspirație, pentru că cu siguranță fiecare are alte opțiuni, alte, nici cum să spun, așteptări de la perioada care va veni, dar cred că e bine să ne pregătim pentru o surpriză frumoasă, pentru că nu are cum să fie decât în favoarea noastră ceea ce se întâmplă și cred că pauza asta ne face să fim mai deep așa, mai să intrăm mai în adâncurile ființei, mai în adâncurile chiar și ale filmelor, ale cărților, pentru că nu mai este de fapt acea grabă, acea presiune, știi, în care noi cu toții trăiam. Eu
Corect. Realitatea ne spune, legea ne spune că tot ce se întâmplă, se întâmplă spre binele tău. Chiar dacă spre acel bine trebuie să treci pentru un anumit nivel de suferință care te trezește sau care te face să deschizi ochii sau să vezi realitatea mai profund, mai obiectiv sau în alte zone mai subiectiv. Decât, adică nu totul este așa obiectivat, poate trebuie, unele lucruri sunt făcute să nu fie gândite, sunt făcute doar să fie trăite. Și noi între timp am uitat, am început să justificăm propriile noastre comportamente în fel și chip. Dar nu, ce e aici de gândit când trebuie să trăiești ceva? O trăim pur și simplu. Bucuria, de exemplu, sau plânsul. Nu trebuie să plâng pentru că o să creadă lumea că eu sunt slab, nu trebuie să stau eu. Adică așa aici se bagă rațiunea, știi? Atunci, e un timp, încă o dată, ori legile antice, avertic care ne spun, orice se întâmplă în lumea asta, în viața asta, se întâmplă spre binele tău. Cineva poate să întrebe, și boala? Da. Și boala este tot spre binele tău, pentru că ea vine să-ți arăte unde tu ești slab. Anatol, îți mulțumesc foarte mult că ai împărtășit cu noi aceste gânduri. Recomand tuturor care mai au chef de citit să intre pe blogul tău să vadă și articolul la care am făcut referire și multe lucruri valoroase științifice documentate pe care le-ai scris. Am văzut că momentan ești blocat pe Facebook. ai tot timpul niște fani sau niște situații care te pun în conflict cu legile Facebook-ului. Da. Apropo de ce ziceai tu mai devreme, însă cu siguranță va trece și perioada asta și dacă tot ești în pauză, să fii și în pauză de Facebook. Mai ai pagina oficială unde, mă rog, nu e chiar așa comunicare cum era pe profilul tău. Însă, tocmai de aceea ofer ocazia fanilor tăi să te urmărească în această emisiune până ți se va elibera și Facebook-ul din nou și vor putea comenta direct cu tine. Îți doresc ție și familiei zile frumoase și plăcute la domiciliu. Am și eu în Oradea prieteni și știu că în Oradea e o comunitate spirituală și de oameni puternici, așa, cu o vibrație foarte bună. Abia aștept să ne vizităm și să ne revedem și live. Până atunci, toate bune și celor care ați fost lângă noi, vă mulțumim. Sper că v-a făcut plăcere întâlnirea. Șeruiți dacă credeți că sunt informații prețioase în acest material și revenim în fiecare săptămână pe Ziarul de Sănătate cu lucruri care să aducă sănătății voastre un beneficiu, fie că vorbim de sănătate fizică, emoțională. Corpul nostru este un întreg. Anatol, rămas bun, pe curând. Mulțumesc frumos. Nu intrați în panică. La revedere.